metoda mersului invers. Mie îmi place să subliniez lucrurile cu roșu. Și la punctul 1 al lecției, să facem o mică recalculare. Cunoștințe anterioare. Așa, dar e captoare cunoștințe anterioare. Ia să ne-și aminte câte un tip de problemă din fiecare metodă care am făcut-o. De exemplu, care e prima metodă care ai făcut-o? Cum ai timp? Până acolo avem și alte puncte puncte. Metoda are reducere. Așa, metoda are reducere la un caz. Asta e primul, prima metodă. Metoda reducere la un caz. În care hai să creăm un problem. Ai vreun personaj de desene animate, e vreun care îți face ție. Vezi la desene animate? Da. Așa, care e personajul tău? Scooby-Doo. Și hai să creăm o problemă cu Scooby-Doo. Dă-mi un pic ce face Scooby-Doo. Dezleagă misterii, da? Zicem așa. Scooby-Doo. Acum sper că îți spun și când trebuie. Așa e, Scooby-Doo. Da. Dezleagă. Păi zicem așa, 10 probleme, că nu e unul singur, n-am multe, da? Dezleagă 10 probleme, da? În 60 de minute. Da. Întrebare. În cât timp, dezleagă 3 probleme. Da? Păi zicem așa. Dacă 10 probleme le dezleagă în 60 de minute, da? Problema e în cât timp va dezlega 3 probleme. 3 probleme. Cum notez cu X? Cu A? X. Așa. 3 probleme le rezolv în 10 minute. Da. Și ca să rezolv o asemenea metodă. Și fac și 10 mărți frate. Așa, zicem așa. Dacă copiem încă 10 probleme le facem 60 de minute, înseamnă că o problemă o facem cât? Împărțit la 10, adică egal cu 6 minute, da? Și dacă o problemă o faci în 6 minute, înseamnă că 3 probleme va rezolva în 6 minute ori 3, adică egal cu 18 minute, da? Bun. Asta ar fi un model de problemă cu metoda de reducere la un caz. Ia să vedem altă metodă care ai făcut. Metoda? Comparație. Metoda? Comparație. Păi, la metoda comparației, ia să vedem, Scooby-Doo, în afară că rezolvă probleme, ce altceva mă face?
Ce vă voi? A. Nu. Mănâncă de obicei. Mănâncă? Mult. Mult? Da. Bun. Da, da, poți să meditezi. Scubidu se duce la un restaurant. E Scubidu. Se duce la un restaurant. Și cumpără 10 păduci. Și cumpără 10 păduci. 10 păduci. Și 3 prăjituri. Și 3 prăjituri. Care costă 50 de lei. Așa. Cu 50 de lei. În altă zi. În altă zi. Se duce și cumpără. Așa, cumpără. 5 codoci și 3 prăjituri. Tot 3 prăjituri? Așa, stăpă. 5 codoci. Și 4 prăjituri. 2. Și 4 prăjituri. Cu cât? Ia să vedem. Costă un hodoc și o prăjitură, da? Și acum o rezolvăm. 10 hodoci. 10 h hodoci. Și 3 h prăjituri, puncte, puncte, costă? 50 de lei. Mai departe. 5 hodoci. 5 hodoci, 5 h. 4 prăjituri. 4 prăjituri, costă? 34 de lei. 34 de lei. Ce-ți propui tu să faci prima dată? Mulțesc cu doi la doar. Să mulțești a doua relație cu doi ca să faci același număr de hodoci. Da. Și cum o mulțim cu doi a doua relație? 10 hodoci. Așa, doi ăsta, hai, explică puțin. Doi se mulțește și cu 5 hodoci. Doi se mulțește și cu 4 prăjituri. Da. Și se mulțește și cu 34 de lei. Da? Bun. Tragem o linie, copiem prima relație. Da? Și zicem 10 hodoci, puncte, puncte, mai departe. 3 prăjituri, puncte. Ah, da, prima dată. Prima o lăsăm în pace. 50 de lei. Da? Și tot 10 hodoci, puncte, puncte, cu 8 prăjituri, puncte, puncte, costă 68 de lei. Da? Le scădem pe cantate de hodoci. Aici eventual putem trage și o bară, să nu mai vedem nimic. 8 prăjituri minus 3 prăjituri. Care costă? 5 prăjituri. Da, de ce nu vreau calcul? Acum poate scădea și... Și scădem 8 prăjituri minus 5 prăjituri, 4, 3 prăjituri. Care vor costa? 3, da? Și dacă... Așa. Și ziceam 8 prăjitură. Thank you.
zice, înlocui 10 hot dogi și cele 5 prăjituri care costă 30 de lei, în total fac 50 de lei. Da? Și atunci 10 hot 10 hot dogi vine 50, corect. 50 minus 30, 20 de lei. Da? Și un hot dog vine 20 împărțit la 10 și dau cu 2 lei. Da? Și asta este metoda comparației. Da. Altă metodă care ai făcut-o? Metoda comparației. Metoda figurativă, nu? Da. Metoda figurativă. Ai o problemă care ți-a făcut ție mai mult? Hai să dăm o problemă cu împărțit. Să se afle două numere. Știind că suma lor este 23, da? Iar dacă împărțim numărul mai mare la cel mai mic, se obține câtul 2 și restul 5. Da. Ce înseamnă că să plecăm de la relația asta. Ce înseamnă că dacă împărțim numărul mai mare, adică mic, împărțim la B. Așa. Cine vrei tu să fie mai mare? A sau B? A. Deci A să fie mai mare, B o să fie mai mic. Și cum interpretăm noi relația asta că dacă împărțim pe A la B, se obține câtul 2 și restul 5? Înseamnă că A, cum e față de B? Păi, vine de să obținem câtul 2. E dublul lui B plus 5. Și atunci, uite cum facem. La metoda figurativă, ce mai bine este să pleci cu numărul... Să pleci cu un pic. Să pleci cu numărul mic. Deci, B-ul e primul care este numărul mai mic, da? Și atunci, la B, facem un segment. Da? Pe care știm noi că facem. A-ul, dacă este să-l fac, îl facem de două ori B și 5. Așa. Îl facem de două ori B și cu un segment de 5. Aici este B și bucata de 5. Ia să vedem acum. Unde reprezint sumă? În cap. Foarte bine. În capăt punem sumă. Dar diferența? Haide, deci aici punem sumă, iar aici jos, când tăiem bucățile astea în treile, de obicei aici vine diferență. În cazul ăsta nu ne trebuie, că nu avem o problemă cu diferență. Dar să știm că suma se reprezintă în capăt, deci aici este suma, și diferența se reprezintă în factor. Da? Deci aici apare diferența. Și aici apare sumă. Nu avem problemă cu diferență, deocamdată diferența o lăsăm în pace. Dar să ne aducem aminte că suma și diferența se reprezintă grafic cu celelalte. Da? Și acum cum începe rezolvarea? Prima dată ce o să aflăm? B-ul, da, ca să aflăm B-ul. Segmentele. Așa. O să facem
23, dar mai trebuie să aflăm câte părți egale am. 3. 3 părți egale. Și zicem așa. B, care este o parte, plus 2B, care reprezintă două părți, înseamnă în total 3 părți. Sau pot să zic P, pentru că de obicei părțile egale le putem nota și cu P. P plus 2P face 3P, adică 3 părți egale. Da? Ceea ce am aflat, numărul de părți egale, și în paranteză așa, cam vreau să-mi spui ce ai aflat, da? Numărul de părți egale. Deci am aflat câte părți egale sunt. Mai departe, ce facem? Scădem de 23. Așa, 23 minus 5. Egal cu cât? 18. Și asta ce reprezintă? Suma termenilor egale. Așa, suma părților egale. Suma părților egale. Foarte bine. Mai departe. După ce am pus suma părților egale, ce pot să aflu? Să 18 la 3. 18 împărțit la 3. 6. Egal cu 6. Și ce reprezintă 6? B sau o parte. Așa, B. Putem să fie chiar de B. Uite numărul mai mic. 6 ori 2. Putem să facem și altă, ca să-l aflăm pe alfa. Putem să luăm pe 23 și să scădem 6. Pentru că noi știm totalul lor, 23, și știm unul din nume. Da? Deci putem face și 23 minus 6 sau putem face 6 ori 2 plus 5, care vine 12 plus 5, 17 și A. Da? Sau 23 minus 6 egal cu 17. Deci iată, practic, mai multe moduri, dar ceea ce ne interesează, să ne aducem aminte, este că atunci când reprezentăm suma să fie în capăt, diferența, iar la probleme de astea cu împărțit, să interpretăm că dacă un număr mai mare se împarte la numărul mai mic și facem cât ce și rest el, atunci numărul mai mare, de ce ori mai mare decât numărul mai mic? Și punem în capăt o bucată. Da? Bun. Cam asta ar fi metodele discutate până acum. Atunci trecem la punctul 2 a lecției. Și discutăm despre metoda mersului invers. Sau a drumului invers, da? Metoda mersului invers. Bineînțeles că în loc de năstrăcini cu o studiu, da? Și ia să facem noi o problemă cu o studiu. Îl pune să mănânce niște bombani. Da? Scubidu. Primește cadou. O cutie de bombani. De bomboane. Da? În prima zi, mănâncă împreună cu prietenii, ca să nu mănânce singur, mănâncă împreună cu prietenii, împreună cu prietenii jumătate de număr de bomboane. Așa.
doua zi. A doua zi. Mănâncă o sfert din ce rămâne. Așa. Mănâncă. Un sfert din ce a rămas. Era a treia zi. Restul de concurs? Nu. Jumătate din ce a rămas e cu 4 zile. E mâncăcios tare, ai zis. Jumătate din noul rest. Așa. Așa încât în final, așa încât în final au rămas șase bomboane. Câte bomboane? Erau în cutie. Deci câte bomboane erau în cutie. Cum vom rezolva asemenea problemă? Facem un segment mare care reprezintă total numărul de bomboane de la început. Da? Și încep să reprezint ce face el în prima zi. Păi el în prima zi mănâncă jumătate. Iau jumătate din segment și trag aici o acoladă și reprezint prima zi. Da? Bun. Ceea ce rămâne, asta este prima zi și aici avem restul din prima zi, da? Ei, ceea ce rămâne, acest rest, îl coborăm jos. Da? Și... Da? Am reprezentat pe text jumătate, deci în prima zi, mănâncă jumătate din numărul de bomboane. Da? Trecem la a doua zi. Deci aici era prima zi în care am mâncat jumătate. În a doua zi mănâncă un sfert. Adică îl împărțim în patru. Așa, îl împart în patru. Mai întâi îl împart în doi și jumătățile tot în doi, ca să fac patru segmente egale. Da? Așa le împart exact în patru. Și acum voi lua un sfert din numărul de bomboane. Păi un sfert reprezintă a patra parte și aici vine a doua zi. Deci a doua zi e bucata aceasta care reprezintă un sfert. Bineînțeles că dacă aici am a doua zi, cele trei părți egale vor reprezenta ceea ce rămâne a doua zi și acest ceea ce rămâne a doua zi îl decupăm separat, îl reprezentăm restul separat. Da? Și trecem la a treia zi. Mănâncă iarăși jumătate din noul rest. Înseamnă că mergem la noul rest și îl împărțim în jumătate. Și luăm din această jumătate, luăm din tot restul o bucată de jumătate și această bucată de jumătate reprezintă a treia zi. Care el nu mănâncă tot, ci mai rămâne o bucățică pe care reprezintă separat. Noi știm că această bucățică rămasă este 6.
Și dacă bucata rămasă măsoară 6 bomboane, nu, a treia zi nu mănâncă 6 ori 2, a treia zi mănâncă tot 6, pentru că am 6, am 6 aici, am 6 și aici. Deci a treia zi e bucata de aici. Ah, da. Da? Deci el nu mănâncă 12 bomboane. Deci eu pot să aflu prin reprezentare grafică, faptul că cele 3 segmente sunt la fel, da? Eu prin reprezentare grafică aflu că și a treia zi mănâncă tot 6. Iată prima parte. Într-adevăr, pot să fac 6 ori 2, 12, ca să aflu și am trecut aici 12. Deci aici era 6, da? Sus am făcut 6 ori 2, am făcut 12. Da? Da? Și am aflat că 12 este toată bucata, dar o parte egală din cele 12, bine, 12 împărțit la 2, care face 6. Da? Așa. 12 împărțit la 2, 6. Și am aflat ce? A treia zi. A treia zi. Deci am aflat cât este a treia zi. Asta vă omisem, nu? Mai departe. Păi, bucata de 12, unde merg? Dacă această bucată măsoară 12, deci toată bucata de aici măsoară 12, da? Înseamnă că și bucata de sus măsoară tot 12. Da. Deci 6 ori 2, 12 este totodată 12. Și 9 rest. Da? Deci 12 reprezintă 9 rest. Înseamnă că dacă am 12 care este 9 rest. 12 plus 6. Nu, 12 plus 6. O să aflu mai întâi cât e 12 din ce e compus. 12 acum e compus din 3 părți egale. Și facem 12 împărțit la 3, adică 4, ca să aflu ce? Să aflu cât este un segment, cât este o parte. O parte care totdeauna reprezintă și ce? Reprezintă? O zi. Deci ăsta e 4, ăsta e 4, ăsta e 4, care reprezintă și a doua zi. A doua zi. Și iată că am aflat cât este o parte egală, da? Mai departe. Dacă știu cât este o parte egală, pot să aflu cât e tot restul de la prima zi. Că aduc aminte că ăsta de aici este restul primei zile. Da? Cum aflu cât e restul primei zile? Păi fac cât e o parte, 4, și mulțesc din câte părți forma restul. Din alte 4 părți. Și zicem, 4 ori 4, adică 16, care reprezintă ce? Reprezintă tot restul de la prima zi. Și zicem restul de la prima zi. Da? Aici am pus că face 16, care este restul de la prima zi. Da? Și acum, cine mai face 16? Partea de sus. Partea de sus. Vine 16. Și dacă bucata mare face 16, bucata de aici vine tot 16. Și în momentul ăsta ce pot să fac? Pot să fac 16 plus 16 sau 16 ori 2. 16 ori 2. Care vine? 32. Și 32 reprezintă tot toată cutie, numărul de bomboane. Sau toată cutie, da? Deci, număr de bomboane. Da? Și aici avem 32. Deci asta mă interesează. Mă interesează să, în primul rând, să reprezentăm cum trebuie. Și, practic, în o asemenea problemă, trebuie să rog din aproape în aproape. Nici atât. Ca observație.
pentru a rezolva o problemă. Pentru a rezolva o problemă. Cu metoda mersului invers. Cu metoda mersului invers. Reprezentăm printr-un segment mare. Reprezentăm printr-un segment mare drumul inițial, cantitatea în drumul inițial, virgulă, cantitatea inițială, depinde de ceea ce se dă în problemă, da? Cantitatea inițială, inițială adică de la început, da? Apoi, decupăm fiecare, decupăm, sau apoi reprezentăm fiecare etapă, fiecare etapă, luând mereu restul separat. Deci, mereu dau restul separat. Da. Se rezolvă problema de la coadă. De asta se zice mers invers. Se rezolvă problema de la sfârșit, de la sfârșit, luând fiecare segment în parte. Luând fiecare segment în parte. Nu folosim încă metode algebrice, nu folosim grupuri de litere, pur și simplu vom lua problema de la sfârșit, bucățică cu bucățică, și vom rezolva pentru fiecare segment în parte. Să mai facem o problemă. Da, mă, că văd că... Așa. Mă gândesc la un număr. Da? De astea cred că știi iesături de... Mă gândesc... la un număr. Rezultatul îl adun pe așa virgulă, pe care îl adunăm, pe care îl adunăm cu 28. Din rezultat se scade nu, pe care îl avem cu 28. A, nu. Asta zicem așa. Suma obținută se înmulțește cu 10
Suma obținută se înmulțește cu 10. Așa. Din rezultat se scade 24. Din rezultat se scade 24. Și apoi se împarte la 12. Și apoi se împarte la 12. Obținându-se sau rezultatul final fiind 23. Rezultatul final fiind 23. Aflați numărul inițial. Aflați numărul inițial. Aici am ajuns cu problema asta, nu? Da. Ia, să vedem. Încerc și o să faci la toamnă? Da. Ia, să vedem dacă o cază să prindești și cu butoane. Deci aici ai, le vezi, da? Da. Asta e marcă, asta e descrisă, e cine da. Ia, să. A. A. Îl adunăm cu 28. Plus 28. A plus 28. Suma obținută, paranteză. Așa. Se înmulțește cu 10. Așa. De rezultat se scade 24. Paranteză pătrată. Așa, paranteză pătrată. Minus 24. Așa. Și apoi se împarte la 12. Asta e rezultatul, acoradă, pune tot într-o acoradă. Împărțit la 12. Obținându-se 23. Egal cu 23. E, cum a fost? Copii și... Așa. Și înmulțesc pe 12. Corect. Copii în paranteza... acolo nu mai trebuie să pui, că va dispare. Și lași numai paranteză pătrată. Și zice, paranteză pătrată. Paranteză rotundă. Dar și vorbește. A plus 28 de paranteză 10. Plus 28 ori 10 egal cu 6 plus 4.
ăla e nou, cum zice.